Bună seara, dragii mei! Sunt tarotera cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișor, etalare pentru februarie aproximativ. Nu uitați că pentru unii lucrurile se vor manifesta mai încet, pentru alții mai rapid, pentru alții deja s-a manifestat. Și, până la urmă, viitorul îl descoperim împreună, cei care vrem să descoperim. Interesant este că... Da... Nu știu cu ce să încep. Au venit niște cărți. În timp ce amestecam aceste de cărți, fiți atenți. A apărut această carte. Neînfricare, să zicem. Bursucul de foc. Ai, mă. Numărul 5. Interesant. 32, tot 5. Tot elemente de foc. Dar e o situație în care sunteți chemați să fiți în echilibru, moderație. Și interesant, după moderație apare 14, care în tarot înseamnă temperanță. Moderație, temperanță, echilibru, egalitate. Moderație, egalitate, 4 și 1, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5 e 15, numărul diavolului. Dar e o situație toxică. Cred, opa, da, cred că un bărbat. Ia uitați-l. Un bărbat... Este foc, foc, vrea să... Voi sunteți mai supărate, sunteți destul de supărate. Probabil sunteți suflete pereche, că văd doi căruți de mare. Calul să însemne ceva, marea să însemne ceva, poate amândoi aveți niște planete în semne de apă, poate aveți ceva legat de Marte, sau, nu știu, Jupiter, nu, Marte, Marte e numărul 5 pentru mine. Da, poate că unul dintre voi ați învățat să vă temperați această natură marțiană, celălalt încă nu știe să-și tempereze. Dar eu, între voi doi, între voi și un suflet pereche, e deja o supărare. E o supărare, poate e și o distanță, dar voi sunteți supărate. Dar în această, să zic, întristare, vă vindecați. Vă vindecați. Ei sunt destul de determinați să vină spre voi. Determinat să vină spre voi. E un sentiment de loialitate în această poveste plină de secrete. Aș spune că ei sunt aici. Încheiați un ciclu. Un ciclu. Poate că acest personaj a fost mai... unul dintre voi, zic. Nu neapărat acest... Că văd iepurași mulți. Și pentru mine iepurașii mă duc cu gândul la Playboy. Probabil că cineva a fost foarte jucăuș, aventurier, de-a lungul vieții, aventurieră, să zicem, și femeie. Da? Dar se încheie acest ciclu. Și interesant, se încheie tocmai în această poveste plină de secrete, de mister, în care cineva vă vrea doar pentru ei. Mm-hmm. Dar... Dar, în primul și în primul rând, voi aveți grijă. Fiți loiali. Da, fiți loiali. Dar fiți loiali vouă înșivă, în primul și în primul rând. Fiți loiali transformării voastre, pentru că acest cocor reprezintă transformare, Phoenix în cultura asiatică. Fiți atenți la luna plină, ce informații primiți. 2 și cu 9 înseamnă 11, este numărul flăcărilor. Gemene, dar nu neapărat, este și numărul justiției. Fiți în echilibru, exact moderație de care am zis, fiți corecți. Și când zic asta, fiți corecți, interesant, apare, uite unde am deschis, la creație, e o pasiune. Fiți corecți și cu voi și vă. Vedeți exact ce vă doriți, ce vă doriți. În timp ce am amestecat aceste cărți, a apărut Marea Preoteasă, de obicei pești, sau rac, sau scorpion, sau cineva cu calități extrasenzoriale și interesant a venit și magicianul, perechea sa de manifestare. Marea Preoteasă mare. Îl are și ca marele preot ca și pereche, dar cu care nu va lucra niciodată. Cu marele preot e un anume tip de asemănare, dar ei doi nu vor lucra niciodată. Marea preoteasă cu marele preot. Un soi de flăcări gemene care fiecare își face lucrarea separat. Aici ar putea să fie alt tip de flacără geamănă sau de suflete pereche. Pentru că amândoi pot să lucreze. Însă
Pare rău, Marea Preoteasă este deasupra magicianului. Știe mai multe. Magicianul acum învață, acum transformă, ea știe mult mai multe. Apropo de moderație, este în echilibru. El, interesant, este în roșu. E creator, e inițiator. Ea este în echilibru. Nu zic pasivitate, zic echilibru, conștiință. Un soi de out of box. Dar... Regele de monede apare. Personaj cu bani, personaj stabil. Temperanța iar 14, steaua. 14, 17, poate să vă zică ceva, 13, moarte și renaștere. Și interesant, iar apare 5, Marele Preot. Dar foarte, foarte interesant. Cineva are ori acasă un semn de aer sau de foc. Și aici poate chiar Taur, Leu, poate Vărsător, sau al semn de aer, sau al semn de foc, berbec, săgetător, gemeni, balanță. Sunt niște zodii, dar nu îmi place, dar vă mai dau așa din când în când. Cineva a experimentat acasă, în familie, și când vorbesc de acasă, nu mă refer musai la căsnicie, mă refer la familia din care veniți. Unul dintre voi a experimentat o mare trădare și din cauza asta probabil că nu are încredere. Fiți atenți când acuzați oamenii că nu v-au înțeles, că v-au rănit, că nu știu ce, încă nu știți povestea vieților, ca să vedeți de ce un om rănește, de ce un om trădează. Haideți să fiți un pic mai profunzi. Wake up, dragii mei. Oricum, această familie, repet, poate să fie și căsătorie, trebuie să se transforme. Trebuie să se transforme. Sau cineva pur și simplu după această trădare zice... Nu mai am, nu știu de ce aud chestia asta, nu mai am mamă, nu mai am tată, ceva de genul ăsta. Vreau să-mi găsesc direcția, vreau să mă vindec, sunt singur, steaua să știți că e de obicei singură sau singur. Sunt out of space, sunt de pe altă planetă, sunt din altă dimensiune, de-aia nu mă înțeleg, de-aia m-au trădat, de-aia sunt altfel, pentru că am de ce? De vindecat, steaua și temperanța, am de comunicat cu îngerii. Până acum am crezut că religia în care m-am născut, familia în care m-am născut este a mea, dar nu, nu este a mea. Acolo au experimentat unii dintre voi mare trădare. Sau persoanele cu care aveți de-a face, dar e vorba de o mare trădare. Mare durere. Care v-a pus la pământ și fizic. Însă, renașteți. E foarte frumos că după moarte apare steaua. Poate acum se întâmplă, poate în viitor, poate deja a început această transformare. Dacă nu e transformarea voastră, poate este transformarea lor. Că tot am văzut foc, 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 5, iar poate este acest personaj foarte pasional care trăiește o mare trădare în familie. Și atunci, poate că unii dintre voi le arătați cum să-și recreeze viața, cum să se vindece, cum să se echilibreze, cum să se stabilizeze regele de monede. Pentru că Marea Preoteasă este totuși profesor. Da, în cercuri închise. Da, nu ca Marele Preot care cântă în biserică. În cercuri închise. Interesant, am pus Marea Preoteasă pe Regina de Cupe, pe Ștrac Scorpion. Și opa, și Valetul de Cupe. Nu vă supărați, dar am impresia că cineva vrea să aibă un copil cu voi, doamnelor. Unele dintre voi, nu toate. Magicianul și 5 de cupe. Acest personaj care trebuie să învețe să-și creeze viața. Poate s-a lăsat manipulat, poate a manipulat, dar regretă, plânge. Plânge pierderea cuiva, plânge, ia uite. Plânge acea trădare, dar vedeți voi, lucrurile acestea se întâmplă ca să creștem. Cine nu înțelege, nu înțelege. Ca să crește. Ca să devenim mai înțelepți, ca să ne detașăm. Acușica, hai să vedem. Pești, drag scorpion. Ia uite, interesant, egalitate, dar nu egalitate. Temperanță, dar nu e temperanță. A venit invers, dar trebuie să vă reechilibrați. Dar vedeți, voi 14 merge... Către 13, către moarte și renaștere. Egalitate. Interesant, vedeți voi? Foarte interesante cărțile astea.
Hai să dăm mai aproape. Tot se spune că femeia și bărbatul nu sunt egali unul cu celălalt, dar sunt egali, doar că pe paliere diferite. Interesant că sunt doi căluți egați unul de celălalt. Sunteți diferiți. Și e normal să fiți diferiți, nu? Dar sunteți egali. Ca Yin și Yang, nu, albul nu este în cantitate mai mare decât negru. Nu. Alb e aici, negru e acolo. Dar lucrurile se pot schimba oricând. Însă, cartea a venit invers. Dar sacrificii, măi, s-au făcut niște sacrificii acasă. Într-o comunitate. Sacrificiul Taur iar apare. Taurul, marele preot, într-o comunitate. Din motive religioase, din motive fanatice. Și chiar dacă nu e religios, și fanatismul, gen mafia, gen eu știu ce alte curente de-astea ciudate. S-au făcut niște sacrificii undeva într-o casă, într-o comunitate nesănătoase. Însă cineva, frumos ar fi să se vindece. Pentru că acolo, în acel loc în care s-a sacrificat, a fost și trădat. Interesant, îl vedeți pe magician. Ia uitați-l aici. E singur. Trebuie să învețe să manifeste o nouă cale. Da? Să învețe. Da, marele preot arată cale și marea preoteasa, preda, a zis? Să învețe. 22. Să-și găsească stabilitatea în ei, să-și găsească stabilitatea în familia sufletească, în lumină, nu în preconcepții. 7 ține de faeton, dar nu știu dacă asta este. Poate e 7 a acestui an. Cineva își găsește calea în acest an, după această situație tulbură. Cu alte cuvinte cineva. Unul dintre voi, cu alte cuvinte. Unul dintre voi. Pentru că e o situație între un bărbat și o femeie. Posibil de dragoste. Posibil de dragoste. Vedeți ce interesant? Porțile se deschide, ce se lumina, aici văd că este soare. Poate ar trebui să călătoriți. Deocamdată n-a apărut chestiuni de genul ăsta, decât 7 care reprezintă faetonul călătoria. Dar poate ar trebui să călătoriți, ori voi, ori ei. Undeva, într-o zonă veche, foarte veche, istorică, sumeriană, egipteană, în care să vă încărcați energetic cu vibrația acelui pământ. Știu că în aceste etalări ale mele vă dau informații mai ciudate, pentru ce e mai simplu, dar asta e. Dacă vă place, ascultați, dacă nu vă place, căutați în altă parte. Ce pot să zic? Vedeți cartea, da? Nu vedeți. Tot am zis că îmi schimb scaun, dacă mai scârți, îmi cer scuze. Hai să vedem. Peștișori. Reminența ascendent, nu avem dat un peștișor, februarie 2023. Cineva a refuzat dragostea din cauza că mai erau ori cu niște chestiuni financiare, profesionale, ori o altă persoană prin preajmă sau în viața sa. Odată peștișori, de două ori soarele nu vine să ascende, nu, de trei ori șetine. Iar am văzut, e a doua oră când văd. E epuizant să nu știi ce vrei, e epuizant să fii între două case, între două locuri, între două, cel puțin două situații. Separarea dintre voi și blocajul care a venit odată cu separarea, efectiv, a dezechilibrat emoțional, financiar, inclusiv energetic pe cineva cu 10 de bâte. E un consum energetic. Ce să fac, ce să fac, să renunț sau să acționez, să stau, să nu fac nimic sau să acționez. Să știți că nu sunt obosită. Eu de obicei mă culc la 2-3 noaptea, așa că... 9 de monede, cavalerul de monede,
destul de monede, cam multe monede. O, în sfârșit izvorul. 20 și câte 22, ceva de anul trecut se tot întâmplă, dar... Și valetul de spade. O să mai vedem și la clarificări. Pământ, pământ, apă și aer. Adică taur, fecioară, fecioară, taur, poate ceva capricorn. Taur am tot văzut. Pești, trac, scorpion, ceva gemeni. Sau vărsător, sau balanță, în fine. Doamnelor, dacă sunteți independente, este minunat. Este minunat că cineva vrea să vină. Poate vine mai greu. Cavalerul de monede vine mai greu, e mai meticulos, e mai tradițional, dar vrea să vină, să vă ajute, să vă susțină, da? Și eventual să faceți, să creați ceva, apropo de magician, să manifestați ceva împreună. 9 și cu 1, 10. Voi stați în grădina voastră și lucrați-vă, transformați-vă viața, așa cum știți voi mai bine, fiecare în măsura sau în limita sau fără limita, eu știu, depinde câtă cultură aveți, câte posibilități financiare, stați în grădina voastră și lucrați acolo, creșteți, transformați-vă, creșteți. Nu e transformare, e creștere, e nou, e Jupiter. Și cine vrea să vă fie alături, va veni mai devreme sau mai târziu, pentru că ține foarte mult la voi, patru de monede. Ține foarte mult la voi pentru că voi, unele dintre voi, iar am zis să aduceți, ia uite, 22, 22, care se reduce la 4 și iar 22 și 4. Aici este. Una este 4, împăratul. Stabilitatea prin forță, prin tradiții, prin reguli stricte, și alta este stabilitatea prin voi, prin cunoaștere, prin autocunoaștere și conectare la sursă, la izvorul tămăduirii, la izvorul cunoașterii, sursa cunoașterii, dar e un izvor aici. Izvorul tămăduirii. Dacă e o situație neplăcută între voi, aș spune că totuși începe să se vindece ceva, dar mai vedem și la clarificare. Valetul de spade sugerează o comunicare. În cazul în care nu va fi această comunicare, fiți convinși, se convinși că sunteți urmăriți, urmărite de, eu știu, persoana care vrea să fie cu voi. Dar o să mai vedem la clarificare. Ia uite, asul de monede. 6 de cupe. Pare o împăcare cu 3 de monede, care înseamnă reconstrucție, cu 2 de cupe, care iar înseamnă o împăcare după o perioadă, și 6 de cupe, tot împăcare, după o perioadă de tăcere, de probleme, de frustrări, de iar 5-ul ăla despre care am vorbit, de însingurare, vă simțiți părăsiți, simțiți că cealaltă persoană nu v-a acordat atenție, nu v-a acordat, eu știu, valoare, susținere, da, 5-ul ăsta, 5-ul ăsta. Care trebuie vindecat. Poate din niște motive, poate că n-au știut. Poate că ei acasă n-au știut. Au avut niște părinți, un mediu, un comportament altfel și n-au știut ce să ofere. De-aia zic, nu mai judecați. Vindecați 6 de cupe. Vindecați că stați bine împreună. Sunteți și trup și suflet împreună, aș spune. Asul de monede. Oricum ar fi... Posibil, cineva, dacă nu e doar asta, mai vin cu alte mesaje, cineva din copilărie vrea să inițieze, să vă ajute financiar, eventual, sau să inițieze o afacere, un proiect împreună și să aveți un anumit tip de spor. Dar hai să mai clarificăm. 9 de monede pentru puștișori. Ia uite, 2 de monede. La schimbare. Eu o întâlnire, ia uite. Da, clar. Eu asta văd. Eu asta văd, că a fost o întâlnire de destin. A fost o întâlnire de destin între voi și cineva. Unul dintre voi a fost blocat într-un fel de a gândi prea strict, prea limitativ, prea
Nu aș spune pueril cât... Nu, e bine zis limitat. Și regretă. Regretă că n-a știut ce să facă, regretă că n-a știut în ce să investească, regretă. Acum, acest magician regretă că s-a lăsat influențat, de manipulat de X, de Y. Pentru că apare un doi de monede, da? Dar cine este în nouă? Cine este în această stare de echilibru? Pentru că sunt niște femei, poate și bărbați, da? În stare de echilibru, de independență, de autoritate, de personaj care inspiră deja pe alții, a trecut prin acest doi de monede și voi ați trecut. Așadar, puteți să-i învățați, puteți să le explicați, da, puteți să-i susțineți. Cu alte cuvinte, nu întâmplător a apărut egalitatea. Chiar dacă păreți în situații diferite, sunteți egali, pentru că și voi cândva ați fost acolo în doi de monede, în dezechilibru emoțional, financiar, nu știați ce să faceți, între două joburi, între două situații, între două case. Dacă a fost o separare între voi, dacă au fost niște manipulări, cineva vrea să-și schimbe, să schimbe energia și să transmită niște scuze. Dar hai să mai vedem, cavalerul de monede. Sunt multe. Nu e interesant, exact ce am zis mai devreme. Sunt acasă, într-un job sau acasă, sunt multe conflicte, multe bârfe, multe argumente, acuzații chiar. Dacă știți că sunt așa sau poate nu știți, veți afla, acest personaj vrea să lase în urme apele tulburi și să meargă spre soare, să se reconstruiască, eventual merge către acest nouă de monede, bărbat, femeie, ce o fi, persoană independentă, merge către independența sa, dar are în față, că tot am văzut steaua, acest exemplu, e un exemplu, dar hai să mai vedem totuși. Da, cei care știți că sunteți ok pe picioarele voastre, ați evoluat, v-ați educat, sunteți loiali vouă, cum am zis mai devreme, v-ați transformat, inspirați pe cineva să se transforme. Dar mai dăm o carte, totuși, nu, 3, 1. Asul de bute, iar din două, asul de bute și luna. Văd foc, berbec, leu, săgetător, rac și fecioară, mod special, sau alt semn de pământ. Taur sau așa. Că vă place, dar repet, mie nu-mi place. Ideea este că a spune că visează acest bărbat. Are multă pasiune. Vrea să inițieze ceva. Repet, o construcție, nu doar o aventură. Nu e vorba doar de sexualitate. Nu e vorba doar de atracție. E determinat să construiască ceva cu voi, ceva durabil, dar cu pasiune. Nu doar așa, hai să construim. Cu pasiune. Pentru că e atras față de voi, doamnelor. E atras față de voi. Și când e singur, cât visează la voi, ia uitați cum se vede. Și voi visați la ei, clar. În fine, dar în primul și în primul rând, visați la această pasiune și unul și celălalt. Vă e și frică. Vă e și frică. Te-ți un pic supărați. Uitați cum stă exact același personaj. Și el cu băta determinat să vină. Vedeți? Ca în imaginea asta. Ia uitați. Exact așa. Exact așa a venit aici. Este focul, determinarea, masculinitatea, să zicem, și aici feminitatea. Și până la urmă, știți cum? Feminitatea înseamnă să fii receptiv și să aștepți acțiunea celuilalt și apoi să reacționezi eventual sau să dai răspunsul. În fine. Sunt și frici. Pasiunea asta e suficient de mare ca să vă înfricoșeze uneori. Potențialul de a crește împreună iar vă înfricoșează. Nu știți dacă într-adevăr o să fiți pe termen lung. Dar e transformare. Interesant, iar. Mai, înseamnă că acest personaj lasă în urmă o familie în care a fost manipulat. Da. Și întâlnirea asta de destin dintre voi îi ajută să renunțe
la acel sentiment de vină, de trădare. Ia, 4 de bâte. 4 de bâte, 7. Nu, vreau să zic de bâte. Vreau să zic de monede, dar și de bâte. Posibil unii aveți de-a face cu flacăra voastră geamănă, dar nu neapărat. Unii. Țineți la banii voștri. Orice ar fi. Cu cine relaționați este central. Cu oricine ați relaționa, bine, rău, iubit, iubită, rudă, străin, nu contează. Central subiectul, să zic, sfatul principal este să țineți la banii voștri. Să țineți la stabilitatea voastră, nu obsesiv, nu toxic, dar să fiți cu picioarele pe pământ și capul pe umeri. Și să investiți în curtea voastră, că mai aveți, ia uitați aici, mai aveți ceva de lucru. Eventual, există și mesajul ca acest personaj să țină foarte mult la voi, pentru că vă vede. Vă vede valoarea, aș spune. Și să vrea să investească. Pentru că inspirați. Un anume tip de stabilitate. Interesant apare eremit. Tot am vorbit de zodia Fecioarei, dar nu obligatoriu. Pești, drac, scorpion, semn de aer. E o dezamăgire. Eu, știți voi, am zis că e o apă între voi. Poate distanță. Nu știu cât e de mare distanța între voi, dar să știți, nu uitați. Când sunt relații la distanță, nu se poate să nu vă răniți. Pentru că vorbea, ne mai rănim noi aici când suntem unul lângă celălalt, face to face, în familie, apropo de familie, da, în neamul care te-ai născut, stai zi de zi, te întâlnești zi de zi și tot te rănești. Da, păi să fii la distanță. Se creează neînțelegeri. 3 de spade pentru mine este adesea neînțelegere. Nu e 10 de spade, 3 de spade, comunicare. Ceva s-a scris, nu s-a înțeles, sau ceva s-a transmis și nu s-a înțeles. Și uite așa, celălalt suferă. Suferă și închipui că dacă mai aveți pe cineva, dacă aia, dacă e altă, poate niște prieteni au dezamăgit. Cu 3 de cupe, niște prieteni au dezamăgit un personaj. Oricum, este un anume tip de tăcere, de așteptare, interesant, da? Central. Dar, repet, tăcerea este necesară ca unul dintre voi să vadă, să-și descopere calea, misiunea, să învețe să se vindece și singur, nu se mai aștepte să fie vindecat, vindecată. Și celălalt, în timpul acesta, investește în el, în grădina sau în grădină și casă. În... Hai să mai vedem. Roata norocului. Peștișor. Wow, ce a sărit! Wow, ce frumos! Asul de cupe pe izvor! Izvorul tămăduirii. O dragoste care vindecă. O dragoste care izvorăște, știți ce simt? Izvorăște de departe, cum am zis eu mai... Izvorăște de mult. Sunteți, v-ați mai întâlnit în alte vieți. Și asta e, încercați, sau poate voi, sau poate ei, unul dintre voi, încearcă să-l readucă pe celălalt. Nu, dragii mei, nu pe calea cea bună. În familia sa sufletească, e o mare diferență. Și în momentul în care faci acest lucru, înțelegi multe, înțelegi multe. Ia uite. Înțelegi că de fapt ești singur. Și până îți găsești familia sufletească, e ceva. E ceva. Renunți la toată această construcție, la Matrix, că asta e 4, sistemul. 10 de bâte, ia uite. Clar. Veți simți dragostea. Luna asta eu cred că o să simțiți dragostea. O nouă dragoste poate vă vindecați eventual de trădări. Dar dacă nu sunteți voi aceia trădați, deși să știți că toți avem trădări, nu mai spuneți că voi nu, că ăla nu, toți avem. Nu pot eu să vă spun acum despre trădările din viața mea, da? Toți avem. Ideea este să învățăm să iertăm și îmi vine să plâng acum. Unii nu înțelegeți că iertarea este singura sau prima, nu singura, prima cale către dragoste. Iertarea. Și în momentul în care ierți, începi să te vindeci și se umple acest izvor, se reumple, se rehidratează. Ați văzut cum e?
cum scade câte un baraj ăsta de acumulare după un an de secetă. Apropo de foc, epuizare. Epuizare în viața cuiva. Și turnul ăsta parcă accentua și mai mult această epuizare. Turnul ăsta, când vorbesc de turn, vorbesc de o separare bruscă, dar, repet, necesară, ca să se restructureze. De-a apărut cavalerul de monede, 7 de monede, să se restructureze relația. Asul de cupe, ce mă bucur pentru voi, valetul de spade. E o dragoste sacră între voi doi. Voi vă știți, știți despre cine. Interesant. Opa! Aici trebuie clarificat un pic mai mult. Apare mincinosul, făgăciosul, șmecherul, ce să mai zic? A zis? Făgăciosul, mincinosul, furăciosul, 7 de spade și valetul de spade. Dar interesant, aici este un bărbat, aici este o femeie. Un bărbat ascunde ceva, ascunde un adevăr interesant. Ieri am descoperit, nu mai știu la ce, la Zodia Fecioare, da, am descoperit chestia asta. Amândoi aveți pasiune, da, bărbat, femeie, amândoi, apropo de roșu, de 5, de ce am văzut, amândoi sunt de super pasional, însă unul dintre voi rostește adevărul. Mai simpluț așa, mai pe măsura, eu știu, situației. Rostește adevărul. E curios. Vrea să afle. Curioasă. Vrea să afle. Celălalt are un adevăr pe care nu l-a spus. Și dacă a avut o viață incorrectă, își o blochează, interesant, calea aceea incorrectă pe care a fost, o blochează cu 2 de spade, își reorganizează mintea cu 4 de spade, că de obicei ține 5. Dar în acest caz, în acest set de cărți, ține 4, care 4 înseamnă eremitul varianta mică, adică răspunsul la întrebările pe care le-a găsit în singurătate, în tăcere, în meditație. Bine, meditație. Poate nu fi făcut meditație, dar stă și se gândește și a găsit niște răspunsuri. De fapt, a găsit un mare răspuns. Și urmează, interesant, poate chiar acest personaj va comunica cu voi. Chiar dacă voi poate ați fost diferiți, se reechilibrează, cu alte cuvinte. Pentru că 7 și cu 1 înseamnă 8. 8 e blocaj mental. Ori se urmărește și atunci rămâne în blocaj mental și nu iese din program, ori 8 înseamnă transformare, se comunică. Despre, eu știu, greșeli, despre ce are omul respectiv de comunicat. Dar hai să vedem totuși ce ascunde acești 7 de cupe, valetul de cupe. Niște scuze, dorința de a începe o nouă relație în echilibru, lumea. Am zis că e distanță între voi. Justiția și 4 de băte, și am zis 4 de băte și era 4 de monede. Dar clar, cred că acest personaj vrea să-l lase în urmă lucrurile nesănătoase, cupele goale. Și să meargă înspre o relație stabilă. Dar mai dăm un pic ceva despre 7 de spade. 7 de spade. Acest personaj, da, el va, personajul respectiv va comunica cu voi. Și oricine poate să fie, poate să fie și o rudă. Dacă voi știți că ați avut niște trădări în familie, poate să fie și o rudă. Dacă știți că e în dragoste, poate să fie în dragoste. Dacă, eu știu. 7 de spade. Totuși nu e etalare personală. Nu aștepta să vă citesc viața, etalare colectivă. Vă rog frumos, discerneți, organizați-vă sau vedeți că poate ce spun la sfârșit se întâmplă la începutul lunii. Variază de la om la om, pentru că avem totuși tipare diferite, da? Ar fi groaznic dacă am fi asemănători. Sau nu asemănători, identici. Ar fi groaznic. Mie, cel puțin, ia uite.
Acest personaj ascunde, nu spun Musai că ascunde o casă. Șapte. Ori fuge de acasă, ori ascunde dorința. Exact, 1 și cu 9, 10. Dorința de a crea. S-a gândit și a venit ideea, dar încă nu o spune. Dorință. Că și roșu. Roșu e dorință. Dorința de a crea o relație stabilă cu voi, o casă, o colaborare poate să fie, dar 4 de bâte poate să fie și o întâlnire. Dorința de a avea o întâlnire cu voi în care să se comunice niște adevăruri, pentru că acest 7 de spade nu mai pare mincinos. O fi fost în alte vieți, în alte seturi de cărți, dar în aceste de cărți nu mai este mincinos. Nici fugăcios fuge de vechea cale. Nici furăcios, pentru că și-a ordonat mințile. Ia uite, temperanța, pentru că se vindecă, ia uite, temperanța 14. Și apropo de vindecare, steaua, și iar revenim la moarte, moarte, transformare, steaua și temperanța. Oricum ar fi, cărțile arată că există potențial de împăcare între voi și cineva de care v-ați separat. Dar eu cred că separarea, dacă voi ați avut o discuție, a fost, mai degrabă, au fost niște neînțelegeri, niște nuanțe. Mie mi se întâmplă și aici în netalări. Vedeți și voi, eu zic una, unii înțeleg alta. Păi. Și în dragoste nu mai zic. Unul gândește cu creierul drept, altul cu creierul stâng. Și atunci, unde se ajunge? Nu așteptați ca un om sentimental să gândească logic în momentul respectiv, că poate să gândească logic, da? Dar în momentul în care voi veniți cu o chestie emoțională și celălalt este într-o fază rațională, logică, normal că va gândi altfel. Plus că iar a fost un refuz. Dacă a fost un refuz, gândiți-vă de ce cineva refuză. Înseamnă că are o teamă. Înseamnă că a experimentat ceva neplăcut. Vă rog, nu mai acuzați. Că e păcat, e păcat, e păcat. Doi de monede, aș vrea să văd doi de monede. Ia uite, doi de monede, doi de bâte și împăratul. Și regele de bâte. Personaj important, ar spune. Sau cel puțin pasional, dar influențat de o figură paternă foarte dominatoare. Eventual, destul de strict. Care eventual nu știe dacă se renunță la control sau să se arunce în acest ocean. Vedeți, e și aici ocean. Vedeți, și interesant, și aici ocean și la izvor este ocean. Oceanul ăsta vă apropie și vă desparte. Interesant, ce mesaj. Pentru cineva e chiar un mesaj. Deci oceanul ăsta vă și apropie emoțional, pentru că e apă, e comunicare non-stop, da? Dar vă și separă. Depinde de voi. Ce ciudate, dar uneori am zis că scriu niște novele. Mesaj de la înger pentru, și am zis că fac mai mică etalarea, dar ia ca oricum pentru seara asta nu mai gata. M-a pus eu și scriu. Ia uite, iertați, băi, ce am zis, măi? Nu se poate. 29. Parcă apăruse? Nu. 2 și până 11. Unde văzusem? Am vorbit totuși de 11 la un moment dat. Nu? Am vorbit de 11, parcă. A, la cocor, acolo. A, uite, unde era aici? Nu știu, a fost mai devreme, 29. Iertați, măi. Iertați. Pentru că dacă cineva greșește și în virtutea unei inerție, a educațiilor, a exemplelor pe care le-a trăit. Dacă voi vreți să iubiți, iubiți, măi, și arătați calea. Puteți să creșteți. Dacă altcineva din trecut, relațiile karmice v-au rănit, iertați ca să puteți să creșteți și să vă atrageți această iubire care vine, e pe aici, prin preajma voastră, ia uite, dragostea este peste tot în jurul vostru, 16, și o să vină ca un trăsnet, că e numărul turnului, și văd aici 16. Mai vreau un mesaj. Pentru peștișori. Mă trage
Mi-atrage atenția această sculptură. Dar vreau încă un mesaj. În momentul în care... Wow, știți ce simt? În primul și în primul rând, dacă v-ați ținut de mână cu acest personaj pe care îl iubiți sau care vă iubește, ia uitați cum se țin de mână. În momentul în care vă țineți de mână, iertați tot. Și tot ce s-a întâmplat neplăcut între voi și tot ce s-a întâmplat neplăcut în viața voastră cu alte personaje, iertați tot. Nu știu, o atingere care vindecă, e asta, deci, care echilibrează. Ce frumos, mi-a dat un mesaj pentru peștișor, vă rugăm frumos să creșteți, să ascensionați. Împreună cu patra voastră geamă. Ia uite, aveți credință. Aveți credință. 12, de fapt, e numărul spânzuratului. Casa a 12-a. Casa, nu zi musai zodia, dar în general. Zodia peștilor este zodie spirituală. Aveți încredere în această situație. Ia uite, concentrați-vă pe dragoste. 2 și cu 4, 6. Ajutați-vă unul pe celălalt. Ajutați-vă. Cereți ajutorul și primiți ajutorul. Sau dacă cineva cere ajutorul. În ce sens? Măi, explică de fapt ce s-a întâmplat. Ce ai vrut să zici? Ăsta e un ajutor. Da? Cer niște explicații. Că altfel rămâi în întuneric. Rămâi cu semne de întrebare. Care te rod. Ce s-a întâmplat? Ce ai vrut să zici? De ce s-a întâmplat cu tare lucru? Cum putem rezolva? A, ai o problemă și din cauza aia ai acționat așa. Cu ce să te ajut ca să-ți rezolvi problema ca să nu mai acționezi așa? Nu știu ce simt nevoia să vorbesc așa cu voi. Dacă vă deranjează, îmi cer scuze. Dacă vă... Ia uite, go deeper, exact, go deeper. Ceva s-a întâmplat la lună nouă în Scorpion, eventual. Go deep. Duceți-vă și investigați. Și iar, interesant ce mai simt aici, cineva vă va vorbi sau voi trebuie să vorbiți cuiva de niște minciuni acasă. Ați fost mințiți acasă. Și știu cum e. Și poate unii dintre voi, nu știu, voi sau cealaltă persoană a fugit de acasă. Știu cum e, că am fugit și eu. Era mai tânăr atunci, da? Deci sunt lucruri pe care le puteți mărturisi ca celălalt să înțeleagă atitudinea voastră, neîncrederea voastră, faptul că vă răniți imediat, vă simt... Măi, nu știu. Deci, go deeper. Hai mai eu o carte. Apropo de casa scorpionului. Fiți un pic mai profund că se poate, da? Interesant. Și studiați detalii. Fiți atenți la detalii. Avem scorpion, fecioară, iară. Vărsător, reflectați un pic și la prioritățile voastre. Așadar, sper că v-a fost de folos. O să vedeți care în ce din toate mesajele se manifestă mai repede, care mai greuți. Dar cam asta e ideea. O împăcare sau o vindecare, tămăduire, izvorul tămăduirii. O dragoste care vindecă, dar trebuie mărturisit cu valetul de spade. O realitate, mărturisită o realitate. Niște trădări, niște minciuni. Cineva a furat. Cineva v-a furat, ops, de acasă ceva. Cineva trebuie să mărturisească. Apropo, șapte de spade, a furat de acasă. A furat ca să-și facă casă. Haideți, mă, că deja vă prea multe vă pup. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.